Luna decembrie este o lună magică pentru copii. Și mulțumită oamenilor cu suflet mare, Moș Nicolae și Moș Crăciun ajung și la copiii mai puțin favorizați de soartă. Teo și Andrei duc de mulți ani daruri copiilor, dar în proiectul de anul acesta, în care vizitează copiii dintr-o comună din Buzău, sunt implicate 8 persoane. Teo și Andrei sunt acum alături de mine. Teo, vreau să-mi spui întâi ce daruri ați dus anul acesta copiilor. Bună ziua! Moșul Nicolae a venit astăzi cu laptopuri și cu internet pentru școala online. Iar Moș Crăciun, o să vedem cu ce vine, dacă au fost cuminți copii. Moș Nicolae a venit astăzi cu laptopuri și cu internet pentru școala online. De unde vin fondurile pentru acțiunile voastre? Pentru că poate mă interesează și pe mine să mă implic. Fondurile vin de la persoane fizice, oameni care vor să doneze, dar și de la corporații, de la persoane juridice. De câți ani faceți asta? Și mai vreau să-mi zici cam câți copii ați făcut fericiți până acum? Oh, e foarte mult. Noi suntem de 10 ani înființați, iar numărul copiilor este de ordinul miilor.